În ziua 30-a a lunii ianuarie, soborul Sfinților Trei Ierarhi, dascăle a toată lumea, Vasile cel Mare, Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Pe acești trei sfinți părinți, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, îi sărbătorim astăzi la oaltă, ca pe cei mai mari învățători și păstori ai bisericii din toată istoria creștinătății. Viața lor sfântă și învățăturile lor alcătuiesc, adică niște îndreptare de ortodoxie, vrednice de toată lauda și încrederea. Este o dovadă limpede că este rătăcire să nu crezi ca ei. Ei arată la treapta lor cea mai înaltă drumul împărătesc în Biserica Ortodoxă. Ei sunt adevărații ctitorii ai Ortodoxiei și pentru că, pe lângă darul tălmăcirii Sfintelor Scripturi, ei s-au învrednicit și de înalta treaptă a arhieriei, ei sunt cunoscuți îndeopște sub numele de Sfinții Trei Ierarhi. Viața lor se află istorisită la zilele în care se face pomenirea fiecăruia dintre ei, în parte. Așa, viața Sfântului Vasile se află la 1 ianuarie, viața Sfântului Grigore Teologul la 25 ianuarie, iar viața Sfântului Ioan Gură de Aur la 13 noiembrie și la 27 ianuarie. Astăzi prăznuim doar roadele pe care multa lor strădanie le-a adus Bisericii Mântuitorului Hristos. Așa, mai întâi, cei trei ierarhi au trăit toți cam în aceeași vreme, adică în secolul IV, și toți trei au adus Ortodoxiei și Bisericii chezășia și strălucirea Sfințeniei unor oameni cu înaltă știință de carte, cunoscând, adică nu numai adâncimile învățăturii lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi, moștenită de la apostoli, ci prețuind de asemenea și toată știința și filosofia păgână a vremii lor. Viețuind apoi în anii când Biserica creștină abia scăpată de prigonirile cele sângeroase ale împăraților romani, ajunsese primejduită de ereziile de la dreapta credință din pricina mulțimii învățăturilor greșite ce se iviseră. Sfinții Trei Ierarhi au dus o luptă grea și fără încetare pentru adevărata înțelegere, pentru păzirea dreptei credințe apostolice, cu privire îndeosebi la dogma Sfintei Treimi, cea mai de seamă taină a credinței creștine. Și învățătura lor a rămas ortodoxă de atunci, de azi și de totdeauna. Fiind toți trei mari ierarhi ai bisericii, au folosit amvonul, dar fiecare din ei în felul său. Sfântul Vasile, de pildă, a fost totodată și păstor al mirenilor, dar și mare îndrumător al călugărilor. Cele mai vestite cuvântări ale lui din amvon sunt tâlcuiri la Cartea Facerii și tâlcuiri la Cartea Psalmilor. Cât privește rânduielile date de el călugărilor, acum 16 veacuri, ele dăinuiesc și astăzi. Vrednic de însemnat este locul pe care Sfântul Vasile îl dă muncii alături de rugăciune în viața călugărilor. Cu adevărat, învățător al mirenilor, el unește cuvântul cu fapte, chemând pe cei bogați să sprijine așezămintele creștine întemeiate de el pentru ajutorarea săracilor, a bolnavilor, a tuturor celor slabi și neputincioși din cetate. Mai amintim în sfârșit că Sfântul Vasile și Sfântul Ioan Hrisostom s-au străduit
și cu înfrumusețarea și desăvârșirea Sfintei Liturghii din timpul lor și din celor și cele două liturghii, adică liturghia Sfântului Ioan și liturghia Sfântului Vasile, poartă și astăzi numele lor și se săvârșesc în Biserica Ortodoxă așa cum le-au desăvârșit ei. Tot în felul său a folosit amvonul și Sfântul Grigorie de Nazianz, vorbitor înnăscut, poet și mare teolog. Sfântul Grigorie și-a câștigat renumele de cuvântător de Dumnezeu, adică renumele de teolog, tălmăcind pe înțelesul oamenilor din timpul lui taina Sfintei Treimi. Chemat la Constantinopol, cetate care căzuse atât de mult în rătăcirea lui Arie, încât în toată capitala Imperiului nu mai rămăsese decât o singură biserică ortodoxă, Biserica Învierii. După 5 ani de cuvântări în această biserică, starea lucrurilor s-au răsturnat și în toată capitala nu mai rămăsese decât o singură biserică a lui Arie, toate celelalte fiind ortodoxe. Pentru aceasta a și fost el ales patriarh al Constantinopolului. Puțini teologi s-au ridicat la înălțimea și la adâncimea teologiei lui. Cele mai vestite din cuvântările lui sunt cele 5 cuvântări teologice, ținute de el în Biserica Învierii din Constantinopol. În ceea ce privește Sfântul Ioan Gură de Aur, acesta a folosit amvonul mai ales pentru învățătura mirenilor, chemându-i spre întoarcerea la Dumnezeu și la milostenie, de la cei mai smeriți până la cei mai semeți, îmbărbătându-i și dojenindu-i și dându-le ca pildă viața sa de nevoință, dar și de dârză bărbăție. A fost socotit ca cel mai iscusit vorbitor pe care l-a avut biserica. Drept mărturie a cuvântărilor lui, el a lăsat bisericii tălmăcirea Evangheliei după Matei și tălmăcirea celor 14 epistole ale Sfântului Pavel. Tălmăcirile lui sunt o adevărată Evanghelie practică. În sfârșit, Sfinții Trei Ierarhi s-au asemănat între ei și prin slăbiciunea lor trupească. Toți trei au avut o sănătate plăpândă. În slăbiciunea vasului lor trupesc, sfășluia însă tăria cea neasemănată a Duhului și cuvântul lor era unit cu fapta. Împodobiți cu asemenea daruri, Sfinții Trei Ierarhi au fost slăviți în toată lumea creștină, dar mai cu osebire în împărăția drept credincioasă de răsărit, atât de mult încât în chip neașteptat slăvirea lor a ajuns o pricină de dezbinare între credincioși. Acum aproape 1000 de ani în urmă, pe vremea când în Constantinopol cărmuia cucernicul împărat Alexie din neamul comnenilor. Erau creștini care îl socoteau pe Vasile cel mai mare dintre cei trei ierarhi, ca unul care, ca nimeni altul, a unit cuvântul său cu fapta. Alții, coborându-l pe acesta și pe Ioan, îl socoteau fruntaș al lor, pe Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, atât pentru mulțimea cuvintelor lui, cele dulci ca mierea, cât și pentru puterea și adâncimea gândului. Alții, în sfârșit, dădeau întâietate lui Ioan, cel cu gura de aur, mai meșter la cuvânt decât toți și îndemnător la aspră pocăință. Și neînțelegerea ajunsese atât de mare încât creștinii se împărțiseră în cete, care se dușmăneau între ele. Deci, făcându-se cinstirea lor piatră de poticnire,
Sfinții n-au răbdat o ruptură ca aceasta. Drept aceea, s-au arătat ei mai întâi câte unul, apoi toți trei la oaltă, unui episcop înțelept, care păstorea în acea vreme cetatea euhaitelor, anume Ioan, și i-a grăit așa: după cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nicio vrajbă nu este între noi. Fiecare dintre noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a însuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este între noi unul întâi și altul al doilea. De chem pe unul, vin și ceilalți doi. Drept aceea, sculându-te, poruncește celor ce se învrăjbesc să nu se mai certe pentru noi. Că nevoința noastră, cât am fost în viață și după moarte, a fost să împăcăm pe oameni și să aducem în lume pace și unire. Împreunează-ne dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi, și înștiințează cu aceasta pe creștini că noi, în fața lui Dumnezeu, una suntem. Și ascultând porunca sfinților, acest minunat bărbat, Ioan, episcopul euhaitelor, a rânduit pomenirea la olaltă a sfinților trei ierarhi la 30 ianuarie, pe vremea împăratului Alexie Comnenul, adunând ca într-un singur glas cele trei chemări ale ortodoxiei. Chemarea călugărească a Sfântului Vasile, înalta teologie a Sfântului Grigorie și Evanghelia practică a Sfântului Ioan. Amintim că tot în cinstea Sfinților Ierarhi, acum trei veacuri, domnitorul Vasile Lupu al Moldovei a înălțat minunata biserică din Iași, care a uimit multă lume prin frumusețea podoabelor ei. Cu rugăciunile acestor trei ierarhi, Hristoase Dumnezeu nostru, și cu ale tuturor sfinților, surpă și risipește ridicările ieresurilor și pe noi la unire și la pașnica așezare ne păzește și cereștii tale împărății ne învrednicește, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Ipolit, papă al Romei și a celor împreună cu dânsul Censorin, Sabin și Hrisia Fecioara și a celorlalți 20 de mucenici. Aceștia au trăit pe când împărățea Claudiu, locțuitor al lui fiind Ulpius Romul, și Censorin era întâiul sfetnic la curte, magistru întregătorie. Și părât fiind și întrebat, a mărturisit pe Hristos, pentru aceea în temniță l-au aruncat. Și multe minuni se făceau de dânsul cu puterea lui Hristos, încât și un mort a înviat. Care lucru văzându-l, toți ostașii ce se întâmplaseră acolo au crezut în Hristos. Drept aceea le-au tăiat capetele, fiind la număr 20. Apoi au adus și pe fericita Hrisia Fecioara la întrebare, ca pe o creștină pe care au spânzurat-o de cosițe, cu vine de bou au bătut-o și cu foc i-au ars coastele și au aruncat-o în temniță. Și iarăși, după câteva zile scoțând-o, cu pietre i-au sfărâmat fălcile și cu ciocan de plumb au bătut-o pe spate. Apoi o piatră, legându-i de grumajii ei, într-o adâncul mării au aruncat-o. Și așa Sfânta Fecioară și-a luat pătimirea sa
cea pentru Hristos. Iar fericitul Sabin cu ciocan greu a fost bătut pe trup și pe un lemn spânzurat și cu făclii ars. Niște munci ca acestea răbdând și lui Dumnezeu mulțumind și-a dat Duhul. De acestea înștiințându-se, Marele Ipolit, arhiereul, a mers la Roma, la dregător, și a mustrat sălbătăcia și neomenia sa, băutor de sânge numindu-l pe el. Iar pe Hristos Dumnezeu și Făcător a toate, cu îndrăzneală l-a mărturisit. Deci de slujitorii dregătorului a fost bătut și alte munci i-au făcut lui păgânii, apoi legându-i lui mâinile și picioarele în mare l-au aruncat. Și așa, mucenicia împlinindu-se, împărăție lui Dumnezeu s-a făcut moștenitor. Într-o această zi, cuvânt ca să nu osândim pe nimeni pentru niciun lucru. Într-o mănăstire de obște au fost doi călugări mari cu viața și care s-au învrednicit a vedea darul lui Dumnezeu asupra fraților lor. Iar pentru oarecare trebuință a ieșit unul din ei înaintea porții mănăstirii și a văzut pe cineva mâncând de dimineață și a zis lui: oare la vremea aceasta mănânci pâine vinerea? Iar a doua zi a fost slujbă ca de obicei. Deci, privind fratele lui, a văzut darul lui Dumnezeu depărtat de la dânsul și s-a întristat. Iar când a venit la chilie, l-a întrebat: ce ai făcut, frate, că nu văd ca mai înainte darul lui Dumnezeu peste tine? Iar el, răspunzând, i-a zis lui: eu nu știu să fi greșit nici cu lucrul, nici cu gândul. Zis-o ia fratele: oare nici cu cuvântul n-ai greșit? Iar acel frate și-a adus aminte de toate și le-a spus zicând: ieri am văzut pe cineva care afară din mănăstire mânca de dimineață și am zis lui: oare la această vreme mănânci vinerea? Acesta este păcatul meu, deci te rog, ostenește-te cu mine împreună 2 săptămâni. Și te roagă lui Dumnezeu pentru mine ca iarăși să-mi dea darul său. Și au făcut post și după 2 săptămâni a văzut iarăși darul lui Dumnezeu venind peste fratele și au lăudat pe prea bunul Dumnezeu. Drept aceea, fraților, să nu osândim pe nimeni, ci de ale noastre păcate să ne îngrijim. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre minciună și clevetire. Rogu-vă pe voi, fraților, părăsiți-vă de vătămarea cea pierzătoare, adică de clevetire și de minciună, și să lepădați de la voi această tiranie, că minciuna este întâiul păcat și meșteșug al diavolului, că prin ea întâi a amăgit pe Adam și pe tot neamul nostru l-a băgat în pierzare. Că deși unii socotesc că minciuna este un mic păcat și din obicei mint unii altora, alte păcate le mărturisesc și le părăsesc pe ele, iar minciuna nici nu o mărturisesc, nici nu o părăsesc. Și aud pe prorocul ce zice: pierde voi pe toți cei ce grăiesc minciuna. Și iarăși, pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Clevetirea a răsturnat case mari din temelie. Iată, numai unul este clevetit, iar supărarea și plânsul la mulți ajunge și intră, adică la copiii lui și la cei apropiați și la prieteni.
Deci plângerea și suspinul acestora, cum va slobozi oare rugăciunea clevititorilor acelora ca să ajungă la auzul lui Dumnezeu? Că și lumânările lor se sting și jertfele lor neplăcute le fac suspinele. Pentru care, bine a zis David, perde-va Domnul toate buzile cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pentru că și asupritorii fac păcat ca furii și tâlharii, ba încă asupritorii sunt și mai amari decât furii și tâlharii, de vreme ce aceștia au măcar puțină pricină, adică sărăcia, foamea și golătatea. Și ei fură noaptea pe întuneric și temându-se, iar asupritorii și cei ce iau mită fură ziua la lumină și pe frații lor jefuindu-i le fac lor nedreptăți mari. Încă și de desfrânare și de toată spurcăciunea sunt plini, de care apostolul poruncește să fugem zicând: fugiți de desfrânare, căci tot păcatul pe care îl fac oamenii afară de trup este, iar cel ce se desfrânează într-o al său trup greșește. Și iarăși, nu vă înșelați, că nici prea desfrânații, nici desfrânații, nici bețivii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, dacă nu se vor curăți pe ei prin pocăință mare. Mulți aduc aici o socotință proastă, zicând că, adică, așa sunt făcuți unii, oamenii înfierbintați spre pofta trupească și nu pot să se înfrâneze, iar alții, fiind făcuți reci la trup, pot să se înfrâneze. Dar eu această socotință, ca o mică pildă, o voi strica. Dacă într-adevăr omul este neînfrânat spre pofta după fel și după fire, apoi cum se face că atunci când cineva voiește să facă vreun rău, silit fiind de poftă, îndată ce vede trecând vreun judecător pământesc, nu-și zice că de felul meu sunt așa tâlhar și desfrânat, să nu fug dar de dânsul, ci dimpotrivă, îndată ce îl vede, fuge de greșeala aceea. Și atunci, cum este cu pofta aceluia, după fel și după fire? Și dacă frica unui judecător pământesc poate să piardă pofta aceea spre greșeală, atunci cu cât mai vârtos frica înfricoșătorului aceluia și a tot văzătorului judecător este în stare să piardă din noi toată pofta spre păcat. Dar de vreme ce nu avem frica lui întru noi, pentru aceea și greșim socoteli și motive de acestea și de acele fapte necurate suntem plini. Apoi încă și ne înfuriem, bănuind că ne-ar fi poruncit nouă grele porunci, iar pe noi înșine nu ne osândim. Să ne sfiim, deci, de stăpânul ceresc, judecătorul a tuturor, al cărui ochi sunt mult mai luminoși decât soarele, care de-a dreapta Tatălui stă și vede păcatele și fără de legile noastre, măcar că atât ne sfiim de un judecător pământesc, că altfel aproape nu-i zicem așa: tu acolo la înălțime ești, iar noi de tine nu ne temem. O mare este răbdarea lui Dumnezeu, a căruia este slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.